Да, с мен. Не желавам да жмотам. Да разлиш мен ефтин. Салют, сунт от Дламир ТВ, яр на епизод 10 с ното мънънка, вой бъга о шаурма шундурум де ла таксим. Haide să-mi fac un sirop repede, o băutură, avem aici o mugur de pin în miere pentru că nu mi-am luat nimic de băut și astăzi voi face un sirop extraordinar de bun în loc de limonadă. Aveau și băieți limonadă acolo, însă am uitat să-mi cumpăr, deci am pus un pic sirop aici în pahar și punem apă minerală și o să iasă cea mai bună băutură, vă garantez. Dacă aveți în casă și o feliuță de lămâie, e extraordinar, eu nu am. Ia uitați cum rămâne mierea la fund. Asta înseamnă să fie o miere naturală, să nu se dizolve imediat în apă. Trebuie să amestecăm foarte mult și gata. Bun, fraților, haideți să începem pentru că mi-este foarte foame. Am aici o șaorma mică de pui. Haideți să o desfacem repede, să vedem cum arată. Prețul ei a fost de 15 lei. Un preț foarte bun. Wow, mi-au căzut roșiile. Am aici două felii mari de roșie. Cam așa arată șaorma. Este împăturită foarte bine într-o folie așa de plastic, plasticată. Taksim este o șaormerie turcească din câte am văzut eu. Este o șaorma foarte bună, este o șaorma fresh, are sosuri bune. Nu este seacă. Ia uitați cum arată. Este o șaorma foarte mare, dar nu este nici scumpă. Are multă carne. Are și varză, roșii, castraveți murați, cartofi prăjiți, sosuri, foarte bune. Ce mai îmi plac șaormele? Îmi plac șaormele pentru că se combină toate gusturile, nu? Și când muști iei din toate câte puțin și toate gusturile se combină în gură, practic ați văzut și la șef la cuțite, furculița perfectă. Trebuie să iei tot din farfurie, să iei câte puțin în furculiță din fiecare, pentru a simți cum se combină gusturile în gură. Iar dacă toate gusturile se combină și merg, înseamnă că rețeta este foarte bună. De aceea îmi place mie șaorma, de aceea îmi plac rolurile astea, nu numai șaorma. Tot ce e rulat așa în lipie, pentru că toate gusturile sunt amestecate și când muști, iei din fiecare. De când sunt mic, îmi place să combin toate mâncărurile din farfurie, să iau câte puțin din fiecare și să le gust împreunate. Sunt oameni care mănâncă disociat, nu le place să mănânce așa, însă eu așa prefer. De aceea îmi plac sandwich-urile și șaormele, pentru că sunt toate lucrurile acolo adăugate și... Și le mănânci ușor, le mănânci comod, le poți mânca și pe stradă, e ok. Mai putem numai repede că vreau să vă arăt și durumul ăsta. E prima dată când mănânc la Taksim și pot să spun că îmi place foarte mult șaorma. Își merită banii, 15 lei, șaorma mică de pui. Este destul de mare, are multă carne, are tot ce trebuie, are un gust bun. Un gust diferit de șaormele din Vâlcea. Și pot spune că mă sunt foarte bucuros că s-a deschis și la noi. Vreau să-mi lăsați în comentarii care este mâncarea voastră favorită de la Taksim. Are carne până la final. Ia uitați, are carne până la final, ultima bucătură și cartofi și castravete și sosuri. Foarte, foarte bună. Și acum să desfacem durumul. Taksim, durumul ăsta e un pic mai mic.
dar este și mai ieftin, ați văzut, am dat 11 lei pe el. În total am dat 26 de lei pe cele două, pe shawarma și pe 15 cu 11 lei. O sumă mică, o sumă bună pentru două roluri din astea, pentru o shawarma și pentru un durum. Durumul ăsta am văzut că se face cu kebab sau care ne-aia pe frigărui, da, kebab. Și mi-a prăjit acolo pe frigărui, a scos carnea după frigăruie, a pus-o aici și mi-a adăugat foarte mult salată verde, văd. Haideți să vedem cum e. Tagura. Ia uitați cum arată. Multă salată. Un gust fresh. Nu știu să vă zic din ce e, dar sigur are și oaie în ea. Și are un gust mai greu, așa, are o... E mai grea carnea asta. De aceea sunt foarte multe legume. Avem și roșie, salată verde, puțină ceapă. Da, sunt mai mic. Deja am ajuns la jumătate. Dar este și mai ieftin. Însă pot spune că îmi place mai mult shawarma de la Taksim decât acest durum. Hai să bem și niște sirop din ăsta de unguri de pin cu apă minerală. Wow. Așa că alunecă mai bine. Este un pic cam sec și nu prea alunecă. Carne o prefera mai făcută un pic. Vedeți? O prefera un pic mai făcută. O carne foarte roșie. Însă au ținut tot ceva pe grătar. Nu fac greși carne nefăcută. Hai că bagă stai repede, mai am un pic. Și apoi mergem la sală, fraților. Le să tragem, să facem brațul mare. Mamă. Băi, ce s-a mărit. Mamă. Dacă vreți să vedeți întregul meu proces de slăbire, intrați pe seria Slăbește cu Otto sau Otto Slăbește, pentru că acolo am toate clipurile de la 146 kg cât am avut anul trecut. Acolo veți vedea tot progresul meu de slăbire pe săptămâni, aranjat frumos. Și avem aici ultima gură din acest durum. Am mâncat tot, mă bag să lucrez un pic acum și apoi mergem la sală. Fraților, vă recomand Taksim, sunt foarte bune, mai ales shawarma. Chiar are un preț foarte, foarte bun, de 15 lei shawarma mică. Este un preț foarte bun și se merită pentru că este destul de multă mâncare acolo. Eu mi-am luat două pentru că vreau să le gust amândouă și să vi le prezint și să vă spun părerea mea. Însă o shawarma este suficientă, vă garantez. Plus de asta, voi nu cred că aveți 100 și ceva de chile ca mine. Așa că o shawarma la 15 lei este arhi suficientă pentru o persoană normală. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și un comentariu. Și bineînțeles să vă abonați la canalul acesta, Miere TVO, și să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea primul clipurile mele. Până data viitoare, eu sunt Otto. Nu uitați să faceți mișcare, pentru că este foarte importantă atât pentru corp și pentru psihic. Și nu uitați să mâncați produse apicole, pentru că sunt foarte importante pentru corpurile noastre. La mine nu trece nicio zi până nu consum o linguriță, două de miere, niște păstură, niște polen, tinctură de propolis, pentru că mă ajută foarte, foarte mult să fiu mai puternic și să-mi crească masa musculară. Până data viitoare, v-am pupat! Ciao!